Iar acum dați-mi voie să o chem pe Mihaela Tabură alături de noi, să vedem cum a petrecut ea Paștele, unde a fost și dacă a cântat și dacă a mâncat multe ouă roșii. Bună seara și Hristos a înviat! Bună seara și Hristos a înviat! Hristos a înviat tuturor creștinilor care ne urmăresc! E sărbătoarea ta preferată? De exemplu, pentru mine chiar e sărbătoarea mea preferată. Pentru că atunci se adună toată familia, în mod normal, te invit și pe canapeaua noastră să discutăm noi un pic. În cazul tău, cum e? Păi, ca și la toți creștini, la toate familiile, cred că Paștele este o sărbătoare așteptată. Paștele este sărbătoarea când... Mihaela, ne trebuie mai multă căldură. Scuze că te întrerup în microfon. Da. Sărbătoarea care ne trebuie mai multă căldură în suflet, să iertăm, să fim buni. Și de asta îmi place această sărbătoare. Atunci când ne adunăm cu toată familia, plecăm la bunei împreună cu mama și verișorii, toți împreună. Adică. Dar cu ce se asociază în primul rând Paștele pentru tine? Păi cu ce se asociază? Ceva frumos, ceva luminos. Este cozonac, înviere, de exemplu, cozonac, care l-avem pe masă. Roșii, diferite gustări foarte gustoase care acasă le prepară mama, bunica și... Dar tu ajuți pe mama la bucătărie? Păi sigur, cum? Iată, am fost, acum am sărbătorit, am fost acasă, am ajutat-o la preparat bucatele, la mieluț, la vopsitul ouălor, adică... Deci ești o gospodină adevărată. Păi mă stăru, nu știu dacă vedem. Dar care e tradiția cea mai frumoasă, după părerea ta? Eu cred că cea mai frumoasă și cea mai normal este atunci când plecăm la biserică și sfințim păscuța, sfințim ouăle și ceva din bucate care sunt preparate. Atunci, cred că e cel mai sfânt moment, pentru că a înviat Domnul nostru care s-a sacrificat și trebuie să-L preaslăvim. Pe vremuri era o tradiție că în sărbătorile de Paști să se poarte doar haine noi. La voi în casă se respecta această tradiție? Da, da, sigur, sigur. Țin minte chiar când eram mică și mai mult pe la bunei, mama desigur ne alinta așa și desigur ne dădea și bani și plecam și ne cumpăram ceva haine noi, ca să fim și noi în rând cu toți așa. Așa, ca la moldoveni. Da, da. Deci, vreau să te mai întreb un lucru, pentru că am aflat că ai și un cântec pascal. Cât de greu este să găsești un cântec pascal frumos și care să ți se potrivească? Mie nu mi-a fost greu să găsesc un cântec pascal, pentru că am avut o profesoară, prima mea profesoară de canto, care m-a îndrumat în genere să cânt muzica populară, doamna Ludmila Țurcan. Pe această cale îi mulțumesc foarte mult, pentru că datorită ei sunt astăzi aici, chiar la dumneavoastră. Ea mi-a dat acest cântec pe vremea când era mai mică și mi-a spus, uite ce cântec, ce colind frumos pascal. Și eu am încercat să-l cânt și iată că l-am în repertoriul meu. De Paște l-ai cântat la masa de sărbătoare? Da, da. Am fost la bunica și stăteam la masă și le-am spus, dați să vă cânt un cântec frumos. Și ai de gând să mai cauți cântece pascale pentru repertoriul tău sau te oprești la acesta? Păi eu mai știu și așa, dar imprimate așa l-am doar pe ăsta, pentru că e aproape de sufletul meu și îmi place foarte mult. Ai spus că mai știi cântece pascale. Da, sigur. Nu vrei să ne cânti un fragment chiar acum? Pot să vă cânt? Da, desigur. De-ai luat pe umăr crucea și-ai pornit cu ea în sus, du-o până la Golgota, lângă crucea lui Iisus. Du-o până la Golgota, lângă crucea lui Iisus. Foarte frumos, Mihaela. Mulțumesc. Iată, asta zic eu, a doua zi de Paște. Se simte atmosfera. Te-ai gândit să participi cu această melodie la vreun festival de cântece pascale? Păi nu de mult s-a desfășurat la Pretura Botanicii, cu un concurs festival
pentru cânticile pascale, însă din păcate nu am reușit anul acesta să merg. De obicei, în tot anul sunt prezentă. La anul vei fi prezentă? Da, da. La anul sigur voi fi prezentă. Pentru că sunt într-adevăr minunate și ție ți este minunat. Mulțumesc! Dar alte planuri? Trece Paștele, trece Paștele Blajinilor. Ce urmează? Iată, cred că o să urmeze o colaborare cu Orchestra Lăutarii. Două piese urmează să imprim cu Orchestra Lăutarii și Corneliu Botgros. Să sper că o să fie totul bine și o să meargă bine. Știți cum, nu-i bine să te lauzi, să spui dinainte, dar aici ai voie, eu cred să știi că aici chiar ai voie. Eu cred că o să fie totul bine și o să se primească ce-mi doresc eu să iasă. Ceva frumos și să placă tuturor. Cel puțin noi ținem pumnii pentru tine. Mulțumesc pentru momentul acesta superb când ai cântat. Și chiar urmează să ne mai cânti melodia ta nouă, adică melodia Pascal. Așa că te invit, Mihaela, pe scena noastră aici improvizată. Mulțumesc și te așteptăm mult. Cu drag. Mulțumesc! Mihaela Tabură, la cine vine la noi, dragi telespectatori, așa ca să simțim noi spiritul Paștelui cu adevărat. Ascultăm o melodie pascală chiar acum. Aprilie e mireasă.